Stimați credincioși, stimați miri, îngăduiți-mi înainte să avem momentul solemn al rostirii legămintelor să vă adresez câteva cuvinte. În fapt, este răspuns la o întrebare, o întrebare pe care o aud des în ultima vreme, interacționând cu oamenii în relație cu această problemă a căsătoriei. Întrebarea este, de ce trebuie să te căsătorești civil într-o societate ca aceasta? Alternativa e o relație subînțeleasă, acceptată, de comun acord, pa se fac chiar eforturi din partea diferitelor instituții, asociații, societatea civilă, ca parteneriatul civil să fie legalizat și, sigur, să fie o alternativă pentru căsătorie. Până să fie legalizat parteneriatul civil, rămâne în față opțiunea unei relații mutuale între bărbat și femeie, fată și băiat, care aleg să locuiască împreună, să împartă ce au împreună, să se bucure de viață împreună, fără ca să se căsătorească. Nici la primărie, nici la biserică și viața merge înainte. Oamenii care se găsesc în fața acestei alternative pun întrebarea, de ce să mă căsătoresc? La ce să fac căsătorie? Ca după aceea să mă despart? Uite, câți nu se căsătoresc și după aceea divorțează, nu se înțeleg, se fac de minune. Dacă merge, stăm așa, dacă nu merge, facem ce merge. Și, într-un cuvânt, toată lumea este fericită. Desigur că întrebarea aceasta are fondul ei. Și nu o să vorbim în această dimineață, că nu e vreme, despre fondul acestei întrebări. Însă, revenind la întrebarea pe care am ridicat-o, de ce să te căsătorești legal, la această întrebare doresc să subliniez 4 răspunsuri scurte. Primul rând, căsătoria legală respectă pe Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu care l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa. Într-o lume creată de Dumnezeu, în care suveran e Dumnezeu, ultimul cuvânt aparține lui Dumnezeu, căsătoria legală are o logică. E o formă de ascultare față de Dumnezeu. Dacă accepți că Dumnezeu există, trebuie să împlinești legea. Dacă nu accepți că Dumnezeu există, tot trebuie să împlinești legea. Și el a spus că legătura între un bărbat și o femeie în afara legământului căsătoriei este păcat. De aceea căsătorie. Sigur, legea e lege. Cine ar putea să înțeleagă mai bine acest lucru ca un militar, mirele nostru? Legea e lege. Am avut în urmă cu o vreme o situație cu un credincios militar de calieră, dar care cumva într-o situație a vieții ar fi dorit să se eschiveze, să dea seamă de o situație ușor delicată. Și rugându-l să ne vedem și să vorbim, mi-a spus că nu dorește să discutăm despre asta. Și m-a întrebat, de ce vreau să discutăm despre asta? Răspunsul meu a fost așa. Dumneata ești militar de carieră. Da, și-a spus el. Dumneata înțelegi ce înseamnă cuvântul ordin? Și el a zis, da. Și am spus, e un ordin. La care el a zis, prezent. Păi Dumnezeu a spus că dacă dorești să ai o relație cu o femeie, trebuie să faci legământ. E ordin. Nu îl respecti, ieși din lege, intri în culpă, mergi sub judecata lui Dumnezeu. Până la urmă suntem creștini și ne onorăm pe Dumnezeu din această poziție. Al doilea răspuns, căsătoria îi responsabilizează pe ambii soți. Căsătoria este un legământ care îi responsabilizează pe ambii soți. Această relație alternativă căsătoriei este, de fapt, ascunde în spate mult egoism. Și a unuia și a altuia. Ascunde neasumarea responsabilității. Ascunde
o mulțime de secrete nespuse. Fiecare ține partea lui și doar legați de un interes comun aleg pentru o vreme să conviețuiască. În schimb, căsătoria legală, căsătoria legământ, îi pune împreună pe cei doi, pe soț și pe soție, într-o relație de legământ în care amândoi își asumă responsabilitățile. Veți spune și care e diferența. Imaginați-vă că aveți o mașină nou-nouță. Ați cumpărat-o și desigur că doriți să vă bucurați de ea, scoțând-o pe drumurile țării și mergând unde aveți treabă. Doar că n-ați înmatriculat-o. Aveți acte pe mașină și acum mă întrebați, dar de ce să-l matriculez? Dar ce, dă cai putere în plus? O face mai frumoasă? Are performanțe în plus dacă îl matriculez? Uite, eu nu vreau să-l matriculez, eu vreau să mă duc cu ea așa pe drum. Poți să faci asta dacă vrei. Dar te vei întâlni imediat cu consecințele lipsei tale de asumare a responsabilității. Și primul polițist care va da de tine îți va arăta ce ai făcut. Căsătorie e tot așa. E asumarea responsabilității. Trebuie să o asumi. Desigur, căsătoria în rândul 3, căsătoria legală, asigură beneficii pentru bărbat, pentru femeie, pentru ambii soți. Ea aduce un climat de stabilitate, de beneficii, o mulțime de drepturi pe care le avem în sfere diferite ale vieții, ale societății, legate de viața materială, de relația cu neamurile noastre, legate, știu, de comunitatea în care ne găsim, familia noastră extinsă sau imediată, o mulțime de beneficii. Nu e vreme să detaliem, dar dacă suntem onești cu noi înșine, recunoaștem că aceste beneficii există. Și în final, nu lipsi de importanță, e problema reprezentată de urmași, de copii. Familia legală, familia legământ, e cadrul cel bun, mediul potrivit în care copiii pot crește și se pot bucura de o educație creștinească. Acolo ei sunt apărați. Acolo, în interiorul familiei legământ, întemeiată între bărbat și femeie, copiii cresc și se bucură de protecția ambilor părinți. Iată patru temeiuri foarte importante, a zice, care justifică, în vremea în care ne găsim noi, nevoia încheierii unui legământ de căsătorie între bărbat și femeie. Mă bucur din toată inima pentru Andrei și pentru Miriam, pe care îi cunosc de multă vreme. Miriam a copilărit în Biserica Emanuel. Andrei s-a alăturat nou pe parcurs, venind aici în părțile Sibiului pentru școală, Academia Militară. Acum a terminat școala și, sigur, se căsătorește în această zi și începând chiar tot de azi, nu? Încă mai dinainte, datoria față de țară și datoria față de familie. Niciun militar nu poate înțelege mai bine ce înseamnă datoria față de țară ca militarul creștin. Să fii creștin, să fii soț și un militar care își iubește țara. Dumnezeu să vă binecuvânteze.